Eu sunt convinsă că copilul a fost omorât, fetița a fost omorâtă. Când am întrebat de ce n-a lăsat-o să meargă la grădiniță în acea dimineață, copilul mi-a zis, băiețelul care a supraviețuit, mi-a zis că pentru că a furat 2 biscuiți de la o colegă și a aflat de la educatoare asistenta maternală. Și atunci i-a dat o lecție. Deci ăsta a fost motivul. De foame, copilul a luat 2 covrici. Erau pur și simplu călcați în picioare, bătuți cu partea metalică a curelei, cu slănină băgată cu forța pe gât cu degetul. Flămânzi de dimineață stăteau câte o oră și așteptau pe bătrână să le dea câte o bucată de salam și slănină să-i trimite la școală. Deci eu nu pot să înțeleg cum se poate ca nici acum, deși au trecut peste 2 luni de la uciderea fetei, nici până acum să nu fie trași la răspundere. Cum a băut fetița spirit, cum a încercat să obțină niște venituri mai mari, deci copiii sunt duși la medici psihiatrii sau psihologi, la psihologi cunoscuți și obținute acte medicale, precum că ar avea probleme pentru ca să mai primească încă 5-6 milioane în plus. Deci sunt niște lucruri care sunt scăpate de sub control la nivelul Direcției Generale pentru Protecția Copilului Timiș. Putem vorbi despre omor în cazul fetiței de 4 ani care a decedat fiind în grija unei asistente maternale? Avocatul Carmen Obârșan ne-a pus la dispoziție fotografii cu fetița făcute la scurt timp după decesul acesteia. Avocatul spune că pe corpul fetiței decedate se văd clar urme de lovituri. Ba mai mult, tot aceasta afirmă că a vorbit cu unul dintre frații fetiței, iar acesta a spus că asistenta maternală, în vârstă de 72 de ani, îi supunea la chinuri greu de imaginat. Se pare că aceștia erau bătuți, ținuți flămânzi și încuiați în casă. Avocatul Carmen Obârșan crede că fetița a fost omorâtă în bătaie. Credeți că acum cauza morții fetiței se schimbă, având în vedere că ați văzut aceste leziuni pe corpul fetiței? Mai credeți în ipoteza că fetița a căzut din pat și s-a lovit la cap? Nu, de la început. Deci pe corpul fetei sunt urme și nu mi le explic, doar de țigare stinsă, nu pot să-mi dau seama. Sunt urme de legare, sunt urme în zona apropiată zonei genitale. Sunt urme pe picioare. Vom reveni cu detalii în exclusivitate de la apropiații fetiței decedate.